Tarım ve Kocaymış, ben Avam Rekastila, un nou episod din Sărându-Să, de ce tati în țărani? Dacă vă întrebați de ce căcat sunt îmbrăcat de vreo două videouri cu aceleași haine, da? A fost video 1 după altul, doar ce știți, nu sunt acasă și filmez 1 după altul. Cu banii pe care i-am strâns din episodul trecut până acum, am jucat foarte mult off-camera. Am făcut și level 30 de la level 15, am făcut level 30 și avem 500.000 de dolari aproximativ. 491.000 de dolari. Și vreau să ne turnăm o mașină asta în toată frumusețea ei. Știți că ne trebuiau 390.000 de dolari să dăm upgrade-ul ăla. 390.000 de dolari. Sunt vei cam scumpit, dar... Na, ce să facem acum? Trebuie. Și după aia o să fie un monstru. Mașina asta. Cred că o să-mi placă foarte mult. Sper să-mi placă mașina asta foarte mult. Hello? Deschide-te. Așa. Am venit. Hai. Deci. Upgrade-ul costă 390.000 de dolari. What the fuck? Frâne. Știi că am făcut și level, ne-am îndeplăcat să creștile astea pe care nu le aveam. Nu știu ce e asta, dar hai să o punem. Cred că și-o pus. Gata, mă, știu. V8, what the fuck? Mamă, ne-a rupt la bani, ești nebun. N-avem bani, tăticu. Uite, asta avem bani. Ce... mașina asta e un monstru. Ia uite cum se trează mașina. Ce asta? Nu-mi place. Mai bine o lăsăm așa. Deci mai avem 200.000 din 500. Ne-au adus în pastă deocamdată. Nu place ce să fac. Level 41. Să pun hidravârce. What the fuck? What the fuck? Interior. Sper să... Aolea, n-am bani. N-am bani. Mă! Păi, mâncați-ți gura ta. Hai să facem deocamdată avriu așa, că cate cu carare, știi? Să vedem dacă are. Uite, mă, facem așa. Ornament. Și probabil în episodul viitor o să strângem, o să avem bani pentru mașina în totalitate. Uite, mă, punem pe asta. Nu o schimb pe asta, că ce să nu am
Tamam. Volan. No, bo, frate. Ce șmecher e ăsta? Chiar șmecher. No, nu pun ăsta. Ice. Mamă, cât e șmecher! N-au păcat că n-am bani. Da, facem noi roșii de bani. Nu vă faceți griji. La fel n-avem bani. Mamă, că de șmecher ăla asta. Era chiar șmecheră, frate. Chiar șmecheră. Trunk, trunk. N-avem băiatul meu bani de asta, bă. O să o facem din episodul viitor. Ia. Ce face că tot nu m-am plâns? What the fuck? Iată mă, ești nebun acum. Cum ăștia s-au putut să... Pot să sar. Cât e șmecher. Bă, dar arată foarte bine ăștia ăsta. Și încă nu e toată la maxim, pentru că n-avem bani. Dar... Spuneți voi că n-arată șmecher. Și uite, s-au cu voi. Sta cu mâna în cocotul pe geam, știi? Că e șmecheri. Ia. Ia. Băi, ești nebun. Ia uite, bă! Ia să vă arăt și eu. Doamne, chiar tare mașina asta. Mă, mă. Ia, merge și așa, da. Wow. Wow. Ia, Bruce, ce vreau, mă, Bruce? Ia să vedem din interior. Interiorul e șmecher. E șmecher ce interiorul. Ia. Deci cam prin trafic cu mașina asta. Hai să ne dăm puțin jos din ea să vedem cum arată. Arată sam. E superbă mașina. Și încă nu e tănată la maxim. N-are multe pe ea, multe chestii n-are pe ea. Nu știu, mie îmi place foarte mult și motorul cum se aude și... Da. Dați și voi un like acolo dacă vă place mașina. Și spuneți-mi în comentarii dacă vă place și vouă. I-am făcut-o pentru că
Vind ik een plek om als een koude idee. Het eind, oproepen de trusté. Zij zit, oproepen, nog keer. Drift. Ah, daar komt nog een bussantela, ik zou keer smeken. Vreau să mă duc puțin pe aeroport, pentru că acolo nu e nimeni și pot să văd mașina în toată splendoarea ei. Trebuie să cobor. Bata se duce. Chiar nervosă mașina asta. Îmi place. Se înfige. Nu e putroasă. Nu știu la gol să putem sări peste asta pe aici, dar vom încerca, dar nu acum, trebuie să ne luăm niște viteză. Sper să nu dau cu ea, nu? Tomberon. Opa, băi, ești nebun. N-a sărit. Mâine trebuia viteză. Mâine trebuia viteză. Să nu zici că am rămas cu ea aici. N-am rămas cu ea, băi, nu rămân. Bun, ne luăm viteză. Și după aia sărim. Ia, dacă nimeresc eu pe acolo. Uuuu! Bă, da! Opa! Ne deschidem și nu nimeni pe aici? Nu. Uite, mă, că mi-a deschis asta, mă. Ce băiat, ce băiat. Ce băiat. Mamă, ce frumoasă e mașina asta. Iubesc foarte mult mașina asta. Mie îmi plac mașinile de genul. Chiar foarte mult. Să spuneți și vouă și mie dacă vă place această mașină, da, bă? Agam scupă și de poliție. Aproape, am făcut de vără. Ia să vedem dacă putem să facem ceva. A mers. Gen, am dat cu spatele si dupa aia. Oare pot sa iau avioanele alea de acolo? Oare pot? Nu cred ca pot, cred ca sunt asa de fermă. Asta nu... Da, sunt de fermă avioanele astea pe aici. Nu cred ca pot. O fi roate. Uuuu. Păi ești nebun. Asta... Nu se sparge gardul ăsta. Vreau să mă duc cumva pe plajă. Să fac o poză la mașină. Dar pe unde putem intra pe plajă? Bă, dacă ține gardul ăsta, mă, tata. Trebuie
trebuie să fie voi și repariți pe undeva. Da, uite. Opa, nu se deschide. Da, nu se deschide. Asta e, mă încercăm. Nu, nu se rupe nici asta. Pe unde putem ieși? Opa, aici. Nu? A, bă, da, uite că pot să ieși pe acolo. Dacă vine polițistul ăsta la mine. Bă, băiatule, stai bă acolo, bă. Uite, mă, că se deschid porțile, mă, că vine pe aici. Opa. Cred că nu mai ies de aici. Da. Am blocat-o. Am blocat mașina. Da. Nu mai merge. A rămas blocată. Bă, cam ăsta ar fi episodul. Ia stăm să coborăm aici la metou. Vezi noi acolo? Ai, nu merge, să bei acolo. Hai să vedem dacă... Dacă trebuie să bagă terasă, trec pe aici. Nu trebuie să bag mai nicio cartera în mână asta. Bă, dar destul de rarist și metrou aici. Ia că vine metrou. Dă-te bă că trebuie să prind metrou, bă. Spre eroi revoluției, vă rog frumos. Hei, doamne, ce faci, doamne? Vrei un pumn în gură, doamne? Hai și tu. Alo, hăpar! Bă, cam ăsta ar fi episodură. Eu sper că am plăcut, mulțumesc pentru atunci că l-ați și nu uitați, bă, te-am putut leg. Vă promit că până data viitoare vă strâng bani, foarte mulți bani, cam 500.000 de dolari și ne facem mașina. Full. Și dăm în ea. O facem și mecră. Da, bă. Cam atât a fost, papa.